Cu voce tare, un podcast Litera cu Nadine Vlădescu și invitații săi. Bună ziua, bun găsit la Cu voce tare, podcastul editurii Litera. Sunt Nadine Vlădescu și vorbim astăzi despre un subiect foarte drag mie. Asia, cu toate misterele ei, cu toată frumusețea ei, cu toate ascunzișurile pe care ni le arată, poate, mai de aproape, un invitat special, un ambasador renumit, Viorel Isticioaia Budura, căruia îi spun bun venit la Cu voce tare, ambasador în Japonia, China, Coreea, o carieră extraordinară care se întinde peste mai bine de 30 de ani în Asia. Domnia sa are de povestit foarte multe lucruri despre viața pe continentul acesta fascinant, care pentru mine rămâne o mare bucurie. Orice descoperire a lui mă încântă. De aceea această discuție va fi una foarte frumoasă, cred eu, și voi sta cu ochii și urechile larg deschiși pentru a afla mai multe despre viața asiatică a domnului Isticioaia Budura, pe care o povestește într-o carte recent apărută, O privire spre Asia, amintirile unui ambasador. Glumeam înainte de a începe discuția că un ambasador niciodată nu își arată toate armele, nu povestește exact așa cum s-au întâmplat toate lucrurile. Este un mod de viață acela al reținerii și al diplomației, o viață foarte interesantă, și cu atât mai mult mă bucur că avem astăzi ocazia de a intra puțin în culisele ei, atât cât ne va permite discuția cu domnia sa. Bună ziua și bun găsit! Salut, Minile! Mulțumesc pentru invitație! Eu vă mulțumesc și în numele editurii și pentru cartea frumoasă pe care ați publicat-o la Litera. Și am să încep pentru a nu mai zăbovi și pentru a intra direct în subiect cu o întrebare. Cum ați ajuns în Asia? Știu că primul dumneavoastră contact cu Asia a fost China, de altfel sunteți și licențiat în limba și literatura chineză. Cum a fost primul contact cu China anilor 80, care bănesc că era foarte, foarte diferită de China din zilele noastre, și ce a simțit atunci un tânăr diplomat român transpus într-o lume total diferită de a noastră, mai ales că România anilor 80 era un teritoriu atât de închis, iar Asia era o lume fascinantă, șocant, Asia șocantă, dacă mai țineți minte, era un film care circula pe casete. În România noi aveam o imagine care pendula între romantismul lui Marco Polo și această imagine oarecum brutală a unei Asii în care se mănâncă diverse creaturi și se întâmplă diverse lucruri care mai de care mai grozave. Da, întrebarea dumneavoastră este foarte incitantă. V-aș întreba câte zile avem pentru podcast ca să putem atinge foarte, foarte tangențial, de altfel, toate subiectele, dar ca întotdeauna, în această privință, invitația dumneavoastră inspiră. Într-adevăr, am ajuns în Asia și prin jocul întâmplării și prin jocul dedicației. De ce al dedicației? Pentru că în anii 70 eram student la filozofie și, sigur, la istoria filozofiei, cu distinși profesori de atunci, Ion Banu, Gheorghe Vlăduțescu, niște nume în didactica filozofică românească, unii dintre ei încă mai scriu, sunt activi, am fost fascinat de filozofia orientală în general, cea chinezească în special, și a mai fost un element. Călinescu a făcut o călătorie în anii 60. Și George Călinescu a scris o carte superbă despre acea călătorie. Am citit-o, a fost ultima picătură a paharului care se revărsa peste sufletul meu și m-a determinat să găsesc o oportunitate. Ministerul de Externe căuta atunci tineri, în special la limbi străine, care să fie angajați în Ministerul de Externe și să se dedice studiului unei limbi de mică circulație, unei limbi orientale. Și au fost un număr de diplomați. Eu și cu încă un coleg care studia limba spaniolă și limba rusă, eu eram la filozofie, în sfârșit, ne-au ales pe noi pentru China, alții au plecat în Japonia, alții au plecat la Moscova, la Bonn. Fiecare a avut și opțiuni personale. Eu am ales Asia din motivul care v-am mărturisit.
Și trăiam atunci foarte intens toată complexitatea studiului filozofiei. Era o perioadă extrem de interesantă pentru un tânăr care avea acces. Am fost un student de nota 10, aveam acces la toate cărțile care veneau prin UNESCO, citeam istoria universală în ediția UNESCO, vreo 20 de volume uriașe, citeam Asia, Asia, Asia și Mircea Eliade, bineînțeles, cu istoria religiilor, cum mai trei, totul era incitant. China anilor 80 era însă în altă, pe altă traiectorie, pe alt punct al traiectoriei sale contemporane și pe undeva a fost dificil și a fost un șoc. Vă mărturisesc acum pentru că ulterior în cariera mea de diplomat am ajuns în China și în anii 80 și în anii 2000 și am văzut o China total diferită. China anilor 73-77, cât am fost eu student acolo, era într-o perioadă de convulsii interne, într-o atmosferă politică extrem de restrictivă și dură. Nu era foarte, aș spune, receptivă față de vizita unor studenți străini. Dar cu atât mai mult a fost o experiență extrem de interesantă. În cartea de acum nu se regăsesc acele momente. Va urma probabil, dacă generozitatea și atenția de care m-am bucurat din partea editurii Litera, a domnului director general Vidrașcu, a domnului editor Ilieș Câmpeanu, vor persista față de amintirile mele, se va întâmpla într-o perioadă, poate anului viitor. N-am ajuns încă să scriu, ceea ce vă mărturisesc e oarecare premier în privința asta, încurajat de întrebarea dumneavoastră. Cu atât mai mult, acum, în perspectiva timpului, e interesant, pentru că atunci China ieșea din Marea Revoluție Culturală, o perioadă de crispare ideologică, de obscuritate internă teribilă, dar pentru studenții străini era extraordinar. În două vorbe. Am nimerit într-o clasă în care erau 20 de italieni, care cântau foarte bine și la care noi, cei doi români și pe urmă alți studenți români care ne-am asociat în acea clasă, cântam împreună cu ei. Italiana e nimic pentru români, românii pentru italieni sunt în cea mai directă afinitate și deci în ciuda atmosferei exterioare din China, care era, cum vă spuneam, crispată, dură din punct de vedere ideologic, chiar pentru noi care veneam dintr-o țară atunci cu același regim politic, ne-am simțit bine în comunitatea studenților străini. Vă spuneam de italieni, aveam români din Canada, aveam francezi de la Paris, englezi, sigur, de la Londra, care doreau să vadă China pentru că atunci nu exista turism, nu exista nimic. Cu atât mai mult, atunci frecventam Biblioteca franceză de la Beijing și am deschis pentru prima dată un tom care avea vreo 1000 de pagini. De ce? Pentru că era o carte de memorie a ambasadorului francez Etienne Manach. În Le Monde Diplomatique a apărut un articol care spunea așa. Atunci a apărut. Nu acum. Pentru că acum s-ar putea ca deschiderea acelui articol cu o frază de către o critic, o distinsă doamnă critic franceză, începea așa. A rămas diplomatului pe degetele sale cu care a redactat atâtea rapoarte despre viața din China. Ceva pudră de aur, ceva pudră pulverizată din contactele umane cu chinezii, cu alți asiatici, are el pe degete ceva care s-a impregnat, dar pe suflet. E aceeași întrebare care eventualul cititor, cel care deschide volumul meu, ar putea să aibă întrebările acestea. Aș spune că da. De ce? Vă spuneam la un moment dat că într-o discuție tot cu un distins ambasador norvegian la Tokyo, ulterior, îl întrebam dacă în proaspătul volum de memorii pe care îl lansa și-a pus trăirile lui ca diplomat. Și el îmi spunea, uite, am scris în această carte de memorii despre negocierile la care am participat pentru un acord economic între Norvegia și Uniunea Europeană. Și am scris nu numai despre ceea ce vorbeam noi la masa negocierilor, ci și ce discutam pe coridoare, acolo unde era neoficial, dar acolo unde intram într-un contact empatic, emoțional. Apropo de asta, știți și dumneavoastră, acum cu pandemia s-a rupt acest farmec al contactului personal direct. Dacă nu era pandemie, stăteam într-un fotoliu vis-a-vis de dumneavoastră. Slavă Domnului, tehnologia
ne oferă încă iluzia că trăim în normalitate. Și fiind oameni, preferăm normalitatea. Dar realitatea e că ceva s-a pierdut. Nu e măsura acelei comuniuni directe. Iar ambasadorul norvegian spunea, în carte am pus ceea ce cred eu că trebuie spus. Dar trăirile mele intime încă sunt acolo adânc. De ce? Pentru că, fiind diplomat, de atunci, din anii 80, când am început să mă gândesc, începând din studenție, la cariera diplomatică, percepeam că există, să spun așa, trei ipostaze ale diplomatului. Cea de funcționar, cel care scoate vize, scrie documente, ajută cetățenii români să scape de necazuri pe toate meridianele, cât poate, să revină acasă sau să se așeze acolo, dacă e asemenea opțiune. Ipostaza birocratică, funcționărească. Diplomatul este însă uneori și omul crizei, cel care rezolvă, managerul de criză. Și asta se întâmplă de multe ori. Și știți, crize sunt peste tot. Indiferent că este vorba de accidente naturale, taifunul, tsunamiul, da, care a distrus atâtea comunități, diplomatul cel care vine, repatriază, ajută pe românii rătăciți pe alte meridiane, știți și dumneavoastră, ultimul avion din Africa de Sud, etc. Crizele. Diplomatul ajută în asemenea momente. Și mai e ultima ipostază, cea în care, așa cum îmi spunea odată un diplomat francez la o reuniune la Paris, diplomatul trebuie să iasă din pădure. Trebuie să scape de haina impersonală. Să fie el însuși cu mărturisirile sale. Cartea mea e o asemenea tentativă. Nu mai sunt un oarecare, un diplomat, un funcționar, un gestionar de crize. Am trecut și prin astea, vă mărturisesc sincer. Vă pot spune, deși în carte nu apare, nu în asta, poate în următoarea, în 2003 am trăit pandemia de SARS, sindromul de pneumonie atipică la Beijing, cu o comunitate de aproape 60 de români în ambasadă și în fiecare dimineață tremuram la ideea că cineva poate să fie contaminat, toată comunitatea închisă, blocată, activitatea ambasadei suspendată. Deci, realmente a mărturisit despre cariera diplomatică, a ieșit din pădure, din ceea ce pare obscur, ascuns sub un văl, e un exercițiu necesar. De asta, pe undeva, amintirea anilor de studenție din China, care rămâne un exercițiu încă de făcut mult mai generos, știți, în relatări viitoare, a însemnat atunci o primă inițiere, dincolo de ceea ce cartea lui Călinescu, filozofia orientală, da, Confucius, Lao Tzu, mă invitau să învăț, realitatea directă este mult mai incitantă. Exact cum ați spus și dumneavoastră despre experiența pe care ați avut-o în călătoriile din Asia. Aceste lucruri, cred eu că cel care le-a trăit, cazul diplomatului, trebuie mărturisite. Cum? Încercarea mea a fost, și cartea asta reprezintă, în niște povestiri închegate, empiric vorbind, cu cap și coadă. Așa s-a întâmplat, am trăit acolo, am fost martor, partener, protagonist. Iată cum s-a întâmplat, iată care acum, în perspectiva timpului, încerc să descifrez înțelesul acelor întâmplări. Deci, trăirile de altă dată ne ajută în perspectiva timpului acum să înțelegem mai bine ce am trăit. Cam asta ar fi cheia a ceea ce am dorit să povestesc și despre perioada aceea trăită în China și altele. E frumoasă abordarea dumneavoastră, foarte poetică și foarte filozofică, mai ales evocarea studentului care avea atâta nevoie de a absorbi toată informația legată de China, un tărâm necunoscut. Îmi place foarte mult această imagine a dumneavoastră cântând împreună cu studenții italieni. Sper că ei nu cântau O Sole Mio fiind aruncați în China comunistă din anii 80, care cred că era un spațiu mult mai opresiv chiar și decât acum. Am mai multe întrebări aici, pentru că rămân pe ceva ce e foarte important de știut. Faptul că un diplomat este un reprezentant al țării sale care nu își permite să vorbească în numele propriu. Pe undeva văd o paralelă cu meseria mea de interpret de conferință, pentru că și interpreții și traducătorii în general au această frustrare că ei sunt vocile celor care vorbesc și că mesajul pe care îl transmit trebuie să fie exact acela al vorbitorului și nu trebuie să facă greșeala de a adăuga sau de a
denatura în vreun fel ceea ce se spune pentru un diplomat, cu atât mai mult, mai ales în situațiile de criză pe care le-ați evocat. Și atunci aș vrea să vă întreb așa. În primul rând, legat de ce spuneați, erau mulți români în China în anii 80, în afară de personalul ambasadei și în afară de probabil puțini studenți români care studiau în China. Apoi aș vrea să vă întreb care este prima regulă a diplomației, aceea pe care niciun diplomat nu poate să o încalce, nici măcar după ce nu mai este în exercițiul funcțiunii. Mi-ați evocat două figuri de ambasadori, norvegian și francez, dar eu cred că deși ei au simțit nevoia să spună lucrurile pe care nu le-au putut spune atunci când erau oficiali, nu reușesc, și probabil nici dumneavoastră n-ați spus chiar tot în cartea dumneavoastră, să spună absolut tot ce s-a întâmplat, pentru că există acest pact pe care l-ai cu meseria ta de a nu putea descoperi anumite lucruri. Cât este ascuns, cât rămâne ascuns și cât este arătat din frumusețea acestei meserii, îi invit pe cititori să vadă, citindu-vă cartea, încă o dată, O privire spre Asia, Amintirile unui ambasador. Revenind la cele două întrebări, câți români erau în China în anii 80 și care ar fi prima regulă a diplomației? Să rămână pentru întrebări, pentru că ele deschid un evantai, în mare măsură, așa cum ați spus, absolut justificat, găsindu-și foarte multe răspunsuri, mult mai interesante decât ce pot să spun eu acum în această economie de timp, în volum. E o invitație, iertare pentru insistență, dar adevărat. Aș spune că cel mai important lucru pentru diplomat este a fi onest, pentru că onestitatea și încrederea pe care poți să o oferi partenerului, indiferent de ce naționalitate, indiferent de ce țară, indiferent în ce regim politic acesta există, e ceea ce facilitează comunicarea și relaționarea. Tot un diplomat francez spunea, vedeți, uneori situația e atât de tensionată, diferențele dintre noi și interlocutori sunt atât de mari, încât ai impresia că discuți cu diavol. Doamne ferește! Și totuși, diplomatul, în interesul țării sale, în interesul îndeplinirii misiunii pe care o are, de a relaționa, de a comunica, de a stabili un dialog, indiferent ce misiune are, trebuie să negocieze chiar și cu diavolul. Aici e diferența între omul obișnuit și diavol. Pardon, și diplomat, care trebuie să negocieze cu diavolul, în timp ce omul obișnuit spune, cum spune românul, piei drace! Nu mă interesează. Dar ceea ce interesează este găsirea unui mod de exprimare, a unei formule care arată că trebuie să ai capacitatea de adaptare la interlocutor, indiferent cât de dificil este. Da. Și vă mărturisesc sincer, tânăr diplomat fiind în anii 70, spre sfârșitul anului 70 în Ministerul de Externe, soția unui director din NEAE era o doamnă care se ocupa de cursurile noastre de training pentru protocol, dactilografiere, că la vremea aceea, oricum și acum, un curs de dactilo e bun pentru keyboard. Da? Această doamnă avea capacitatea de a vorbi fiecăruia într-un limbaj extraordinar de pozitiv, a găsit pentru fiecare un compliment care era justificat, avea o percepție directă nemaipomenită la calitățile interlocutorului. Și unul din colegii mei la cursul respectiv o întreabă, nu vă supărați, dumneavoastră ne spuneți tuturor lucruri atât de frumoase, aveți un limbaj, nu v-am auzit odată spunând ceva neplăcut cuiva. Dar dacă ar trebui să vorbiți diavolului, ce ați spune, nu? Că sunteți o bună creștină. Și doamna a răspuns, i-aș spune că e bun la ceea ce încearcă el să facă. Sigur, el încearcă el să facă rele, dar măcar e bun la a face lucruri rele. Pentru asta îl și blestemă. Revenind însă la diplomat, există circumstanțe extrem de dificile în care un diplomat are misiunea să negocieze cu adversari și dacă se poate să-i transforme în parteneri. De multe ori vorbim studenților în Asia, la Universitatea Hanguk de la Seul, este universitatea unde se studiază limba română, 40 de studenți pe an, da? Limba română, dinainte de stabilirea relațiilor între România și Republica Coreea, care s-a întâmplat în 90, din 80 și ceva,
au început cursurile de limba română, apropo de ce spuneați dumneavoastră cu studiile de limbi străine. Studenților de la Keio, Universitatea Keio, Universitatea de la Beijing, de studii străine. Totdeauna le-am spus studenților și târziu la Tokyo, pe urmă, în anii 2014-18, când eram ambasador UE, că lucruri de care ne mândrim în Europa, și vorbim asta ca membri ai Uniunii Europene, a fost faptul că Uniunea Europeană a reușit să depășească adversitatea, da? Căderea zidului Berlinului, da? Divizarea Europei, să transforme adversarii, opozanții, în parteneri, în participanți la același proiect european. Vorbim de comunitățile europene și vorbim, bineînțeles, de Uniunea Europeană în care și noi suntem membri. Ăsta este meritul Uniunii Europene. Și asta studenții înțelegeau și mă întrebau, dar în Asia, între țările asiatice, am putea face așa ceva? Sigur, răspunsul de bun simț este încercați. Luați Uniunea Europeană ca model, încercați să găsiți ceea ce este comun, compatibil, îmbrățișabil, dacă se poate inventa, care să vă permită apropierea. Spuneați ce cântau studenții italieni și noi alături de ei. Bineînțeles că cântau bandiera rosa, steagul roșu, pentru că majoritatea studenților proveneau din cercurile foarte influente la acea vreme ale Partidului Comunist în mediul diplomatic italian. Dar cântau și O Bella Ciao, da? Care se cântă și astăzi în diferite interpretări, în diferite regii și așa mai departe. Pe de altă parte, ați vorbit de cursurile dumneavoastră de interpret. În primii 10 ani, cam din 1977 și până la sfârșitul anilor 80, am făcut și eu munca de interpret de limba chineză. Și atunci am simțit, traducând la toate nivelurile, până la nivel de președinte de stat, premier, prim-ministru, miniștri, atunci am simțit ceva, care probabil e un sentiment împărtășit de, și de dumneavoastră, că interpretul este un om în umbra istoriei. El nu e în prim plan, știți? Când reflectoarele sunt pe liderii care vorbesc, interpretul este în spate. E în umbra liderului, e în umbra decidentului. Dar tot ce se comunică atunci între lideri, se intermediază de către el. E o furtună de gânduri, e o furtună de preocupări. Știți tot ce înseamnă a trece dintr-o limbă într-alta un mesaj? Se amestecă structurile de gramatică, se amestecă uneori citate. Chinezii foloseau proverbe care erau legate de un context istoric și pentru ei un proverb spus într-o negociere venea cu un sac de înțelesuri pe care pe moment trebuia fulgerător, dintr-o despicătură, să știi exact ce vrea să spună. Știți? Nu mai zic de momentele în care unui ministru român, regimul vechi, dar nici astăzi, nu aveți grijă că nu se feresc de așa ceva, se vine ideea să spună un ban cu bulă. Da. Fără să se preocupe de contextul istoric și de toate celelalte înflorituri ale multiplelor sensuri și jocuri semantice. Însă ceea ce rețin, și am scris-o în prefața unui volum scris de un distins interpret chinez despre experiența lui cu limba română, și am spus că, într-adevăr, interpretul are contribuția lui la marile înțelegeri istorice și el ar trebui amintit. Dacă vă uitați pe frontispiciul, da? Pe pagina de website a unui distins institut de relații internaționale din Australia, Lowry Institute, sunt convorbirile între lideri americani și sovietici pe vremea tensiunilor din timpul războiului rece. Iar în spatele lor sunt doi interpreți. Deci australienii au fost dintre cei care au dorit să pună, repet, pe pagina de deschidere a website-ului Institutului de Relații Internaționale, nu numai liderii. O să găsiți, de exemplu, poza unui institut american unde este numai Hrușciov și Kennedy, criza rachetelor din anii 60. Ei au decis. Dar poza adevărată, așa cum e desfăcută și australienii au pus-o, e și cu interpreții. Am trăit momente, iertare, doamnă Vlădescu, am trăit momente în care o eroare de traducere, nu eram prima mână la acea traducere, era o comisie mixtă româno-chineză, cel care traducea era un distins coleg, mult mai în vârstă decât mine,
cu un grad diplomatic superior și în viteza, influența comunicării și a dialogului, a fost, să-i spunem, o mică scăpare în care el a folosit un termen care desemna o materie primă oferită la exportul României către China. Iar chinezii au luat termenul așa cum a fost pus. Ulterior însă s-a constatat din verificarea reglementărilor că la vremea aceea legislația românească nu permitea exportul de materie primă neprelucrată și deci oferta aceea, îmbrățișată imediat de parteneri, nu putea fi făcută. Știți că nimeni n-a avut curajul să vină să spună, știți, a fost o greșeală de interpretare, nu o greșeală politică de oferte. Dar vă dați seama ce sensibilitate s-a creat până când, prin mijloace indirecte, mediate, s-a spus nu vă putem da, am promis, dar știți, nu putem onora acea ofertă, avem reglementările noastre. S-a creat un moment sensibil extraordinar. Din ce? Extrem de sensibil, extrem de dificil. Dintr-o mică scăpare, să fugi în dicționar? Unde să găsești dicționar? Astăzi sunt dicționare electronice. Pe telefon cauți un cuvânt și echivalentul lui în franceză, în engleză, în chineză, în japoneză, în ce doriți. Dar în anii aceia, anii 80, să iei un dicționar care avea așa și să spui așteptați, domnule ministru, 5 minute, că eu trebuie să caut ce înseamnă cu tare cuvânt. Deci, destinul interpretului, așa cum știți și dumneavoastră, este extraordinar de dramatic și am avut aceste lucruri ulterior și ca ambasador în negocierile pe acordul politic strategic dintre Japonia și Uniunea Europeană, în care am fost negociator principal în primii ani, când anumiți termeni, într-adevăr, apăreau ambigui, vagi și necesitau explicații, explicații, explicații. La început, un articol avea 3 rânduri. Dorim să cooperăm între Europa și Japonia în domeniul relațiilor internaționale. Nu e foarte clar? Dar prietenii japonezi, gândirea orientală, doamna Vledescu, ați vorbit foarte frumos despre asta. Gândirea orientală înseamnă, bun, dumneavoastră, colegii europeni, ne dăm seama că sunteți foarte ambițioși și generoși. Să cooperăm în organizațiile internaționale. Care? Păi, Națiunile Unite, nu? Să cooperăm la ONU, în agenția pentru cutare, de la dezarmare, la mediu, da? La Organizația Mondială a Comerțului, la Viena, în negocierile pentru dezarmare. Deci, tot setul. Știți ce? Ne-au spus colegii japonezi, haideți să le enumerăm. Păi de la o frază de 3 rânduri ajungem la 3 pagini. Nu e bine să fim precisi? Nu e bine ca diplomația să însemne că știm exact ce vrem unul de la altul? Deci, revenind la întrebarea dumneavoastră, prima regulă a diplomației, sinceritatea. Ce spunea un distins trimis al unui rege britanic la Veneția, secolul XVIII, spunea, un diplomat este un om onest, trimis în străinătate să mintă pentru propria țară. Sigur, contextul acelor ani, la Veneția, știți cum e, se practicau tot felul de lucruri, disimulări, nu mai vorbim de familiile tradiționale care la Veneția, la Florența, se ocupau de intrigi în care numai sinceritatea nu era o calitate vizibilă. Practica, așa cum am trăit eu viața diplomatică, îți spune un singur lucru. Dacă vreți să menținem termenul de a minți, poți să minți prin omisiune. Nu spui tot, spui selectiv. Dar dacă înșeli partenerul, interlocutorul, cantitatea de încredere se stinge. Și marea problemă, nu e tema podcastului nostru, dar ca să înțeleagă lumea cu ce se ocupă diplomații, să înțelegem cu toții, și noi cei care am trăit-o și, și încă înțelegem parțial. De la 9-11, de la atentatul cumplit, da? Crimele teroriste începând cu septembrie 2001, drama diplomației a fost că a traversat o perioadă în care nu i s-a mai dat nici credit și n-a mai fost o sursă de încredere. Tot exercițiul relațiilor internaționale a trecut pe partea de forță, de acțiuni violente. Și de atunci tot încercăm să scăpăm de blestemul pe care l-a aruncat asupra noastră acțiunile violente, acțiunile teroriste. Încercăm să salvăm
sinceritatea, comunicarea, deschiderea. Și nu e ușor. Pandemia a încărcat și acest efort. Dar revin la prima regulă a diplomației. A fi sincer atât cât se poate, dar a fi sincer. Da? Mărturisit. Pot să vă spun acum despre experiența mea, despre ceea ce este în carte, că reprezintă o doză bună, da, de rememorare, deci lucrurile trăite, rememorabile, nu e totul, nu e 100%, dar dacă mă obligați să cuantific, doamna Vlădescu, sunt 90% din 100%. Sunt 90%. 90% reprezintă efortul de onestitate. 10% este ceea ce poate cred eu că pe unii ar deranja, pe alții ar pune într-o situație delicată, pe alții ar arunca într-o confuzie. Deci, omisiunea este pentru a proteja mai degrabă. Nu pe mine, pe toți cei care, alături de mine, la anumite momente, au trăit lucruri mai bun sau mai puțin dificile. Deci, iată așa câteva fragmente de răspunsuri la întrebările superbe pe care mi le-ați spus. Mulțumesc mult! Am reținut. Pentru a sintetiza, am mințit cinstit. Este regula numărul 1 a diplomației, să nu uităm că diplomația se bazează pe politețe și pe protocol și că protocolul diplomatic este unul foarte strict, mai ales la un nivel foarte înalt și mai ales în țări asiatice care au o altă cultură, unde cea mai mică greșeală poate duce la un incident de stat. Mi-ați pomenit acest incident cu oferta României care n-a mai putut fi retrasă și mi-am adus aminte de memoriile interpretei lui François Mitterrand, englezoică de altfel, care era pusă în tot felul de situații. La un moment dat a trebuit să ia notițe, să facă interpretare consecutivă pe ce avea în geantă, nu avea nicio agendă și a scos ursulețul copilului ei și a scris pe spatele lui ce spunea François Mitterrand. Acum, paralela cu interpreții mă încântă, pentru că da, ei sunt în umbră, dar e bine că sunt în umbră, pentru că din umbră pot observa de multe ori lucruri care se întâmplă în prim plan, pe care le pot corecta sau la care se pot aștepta, adică să nu fie luați pe nepregătite. Revenind la limbă, pentru că, iată, limba este ceea ce ne unește și pasiunea pentru limbile străine, puteți să-mi dați un exemplu de proverb chinez pe care a trebuit să-l interpretați și să-l puneți în context? Și vreau să vă întreb aici mai multe despre limba chineză. Cât de greu v-a fost să o învățați? Cât de bine o stăpâniți? Și cum v-ați folosit de ea ca ambasador? Și dacă vorbiți și japoneza sau coreana, cu atât mai mult aș vrea să știu lucrurile astea, pentru că noi avem, ca europeni, cu un mic complex de superioritate față de alte culturi, considerând că Europa este cea mai veche, deși Asia este și mai veche, avem această idee că în Asia totul este la fel. Cultura orientală este o mare masă, nu se disociază. Așa cum pentru toți asiaticii europeni au niște trăsături foarte fade și cum pentru toți europenii, toți asiaticii seamănă între ei pentru că au ochii oblici. Așa, acest clișeu se extinde și asupra culturii, dar în interiorul pădurii, în interiorul Asiei, este așa o mare varietate încât dumneavoastră puteți face lumină cu atât mai mult vorbindu-ne despre diferențele între cele trei țări. Ați avut marea șansă de a fi ambasador sau de a fi diplomat și în China, și în Japonia, și în Coreea de Sud. Această triadă care definește, să zicem, imaginarul nostru asiatic. Vă pun multe întrebări și îmi cer iertare pentru că sunt atâtea subiecte pe care aș vrea să le atingem într-un timp atât de scurt, pentru că e fascinantă discuția, în primul rând, cu un ambasador și un diplomat de carieră, și apoi cu o persoană care a trăit atâta timp în Asia și sunt convinsă că felul dumneavoastră de a fi, de a trăi și de a gândi s-a modificat după 10 de ani petrecuți acolo. Da, aș începe cu mărturisirea asta. Pot să confirm că, într-adevăr, trăirile și experiențele parcurse în cei 30 de ani trăiți în Asia
dar și în anii petrecuți aici la București și la Bruxelles, coordonator al Departamentului Asia și Pacific, în egală măsură m-au obligat, dacă vreți, și m-au ajutat să continui efortul de înțelegere, de descifrare, de asimilare cât mai profundă a ceea ce reprezintă diferența dintre Orient Occident, dintre mentalitatea și cultura noastră europeană și cea asiatică, în toată varietatea ei, că nici cultura europeană nu este foarte omogenă, și o spunem ca român, mândri de tradițiile și trăsăturile noastre, la fel și în Asia, și cuvântul varietate care l-ați folosit este foarte exact. Între un tailandez și un chinez, între un japonez și un vietnamez, există și deosebiri și lucruri similare. Și nu o să vă vină să creadă de câte ori, doar între cele trei țări pe care le-ați menționat și, într-adevăr, i-a preocupat pe fiecare dintre ei când eram acolo. Coreenii mă întrebau, cum v-ați înțeles cu chineșii? Cât de diferiți sunt de noi? Japonezii spuneau, v-ați înțeles cu coreenii? Au o cultură extrem de criptică, o scriere diferită de a noastră. Ați putut să comunicați, i-ați înțeles vecini, în proximitate. Ca noi și bulgarii, sârbii, ungurii. Și știți câte dificultăți și sensibilități avem și noi. Nu numai de faptul că noi suntem cultură latină, alții sunt slavi sau diferiți, cum sunt ungurii care provin din Asia și au și ei tradițiile lor. Acolo, chiar în aceeași comunitate asiatică de nord-est, cum ați pomenit, China, Coreea, Japonia, diferențele sunt șocante. Dar în egală măsură, ei sunt conștienți de ele, fructifică similitudine și caută să gestioneze cu atenție și grijă uriașă, inclusiv politică, ceea ce rămâne diferit, inclusiv moștenii din istorie. Revenim. Studiul limbii chineze. N-am avut nici cea mai mică idee ce înseamnă limba chineză. Călinescu nu m-a ajutat. El a descris o chină mirifică în amintirile lui, în călătoria care a făcut-o. El a fost tratat ca un distins literat și era și cărturar, deci l-au interesat elemente din tradiția clasică chineză. La vremea când a fost el acolo, aceste lucruri încă erau cultivate. După aceea a venit furtuna politică a Marii Revoluții Culturale care a distrus mare parte. Acum suntem la un moment care revine. Și în carte, ultima povestire, Repetiție cu costume, se referă tocmai la renodarea tradițiilor care se întâmplă în China, nu numai datorită propriei preocupări naționale, dar renoda niște fire de cultură clasică pentru tinere generații. Și mai ales ajutorul pe care îl oferă onest, cu respect, națiunile din jur. Sunt distinși lideri japonezi, inclusiv un fost premier, primul ministru Hosokawa, care la a cincea, a șasea generație, coborând dintr-un clan de samurai, și care au colecționat cărți aduse de la anul 1000 din China și donează înapoi Bibliotecii Naționale din Beijing și altor biblioteci chinese aceste lucrări care s-au adus, de fapt, din secolul 6-7, secolul 8 a fost o explozie de import cultural din China către Japonia. Fiecare vas care venea cu mirodenii, ceaiuri, mătăsuri, perle din China către Japonia, vase comerciale, aveau un transport de cărți. Parcă veneau de la editura Litera. Veneau cu pachete uriașe de cărți, așa cum erau ele la vremea aceea. Tratate legale, tratate de filozofie, tratate de management, de bună guvernare. Problema bunei guvernări i-a preocupat pe mulți înainte ca lecțiile de management ale perioadei actuale să umple internetul. Existau de atunci așa ceva. Și acum ele sunt donate înapoi, unele din ele s-au pierdut în China din cauza vârtejului de experiențe politice și așa mai departe. Și chinezii le redescoperă, se redescoperă pe ei înșiși în aceste interacțiuni culturale. Eram la Seul, la ambasador, și o distinsă prietenă a soției, o doamnă din mediul artistic, ne spune, vă invit să mergem la examenele confucianiste. La examenele confucianiste, acum, anul de grație 2001, ce să căutăm acolo? Păi fiul meu dă examen. Admitere? Știm ce înseamnă în Asia admiterea la facultate. E o linie care împarte destinul în două. Ai intrat sau n-ai intrat? Și știți că, din păcate, unii tineri care eșuează se sinucid.
E dramatic. E o opțiune dramatică pentru destinul unui tânăr. Nu spun că e bine sau rău. Spun că așa e construită viața și înțelegerea ei în acel mediu. Și o întrebăm, e admitere la facultate? Nu. E un examen care se organizează la un templu, anual, conform tradițiilor confucianiste, pe care noi le-am îmbrățișat în Coreea de Sud. Păstrăm ritualul de examene care înseamnă să citești pe clasicii Confucius, Lao Tzu, comentatorii lor, să scrii un eseu. Și acest exercițiu, acest examen, ca un fel de examen de maturitate, se întâmplă pentru un adolescent în fiecare an. Dacă părinții doresc, îl duc la acel templu și tânărul participă la acest concurs. Scrie un eseu cu o caligrafie, cu ideograme. Când am terminat facultatea la Beijing în 1977, în august, am luat un caiet. M-am așezat la masă, nu eram într-un podcast, și am scris tot ce mi-am amintit pe loc, fără să mă uit în dicționare, nici n-aveam prea multe, că asta era epoca. Am scris toate caracterele chinezești care mi le-am amintit, în șir. Dar nu numai ca ideograme, da? Nu numai ca imagine, da? Și ce înseamnă înțelesul, cum se pronunță, tonul la care se pronunță. Aceasta este ideograma eu, uo, la tonul 3. Înseamnă eu, da? Am scris 1800, n-am reușit să trec de 1800. Dezamăgit. Atâția ani de facultate, nu știu decât 1800. Vorbind cu colegii chinezi, mi-am dat seama că nu era rău. Eram la nivel mediu. Aproape puteam să am pretenția de intelectual, că pot să citesc un ziar, indiferent de conținut. M-a pus păcatul, când am revenit în țară, căutând de lucru, ca interpret, să-mi ofer serviciile. Am luat diplomă la vremea aceea de la Ministerul Culturii, acreditat pentru traducere literară și tehnică. Am scos o traducere, un roman, în 1984, care se numea Miezul Nopții, scris de un scriitor realist chinez despre criza capitalismului chinez în anii 30, în marea metropolă Shanghai. Mă simțeam confortabil cu stăpânirea limbii. Și am acceptat oferta de a însoți un grup de ingineri chinezi care vizitau niște rafinării. Și inginerul român, plin de știință și expertiză, spune, știți, această instalație pentru cataliză este... Și spun, domnul inginer, nu vă supărați, eu nu știu ce e a cataliză. Deci stați să caut în dicționar. Hai, domnule, lasă, uite-te la mine, lasă că e foarte simplu. Spune-i chinezului, cataliză. E foarte clar, nu? Deci am mai avut, în afară de cataliză, cracare, you name it. Știți cum e cu termenii aceștia. Dar, realmente, au fost momente când în traducere era președintele, nu spun care. Doi președinți discutau și eu în spatele lor. Și președintele asiatic, iar nu spun care, omisiunea, știți? Mi-ați dat dreptul să omit ca diplomat. Îi spune românului, știți, la bătrânețe o lăsăm mai moale și văd că și dumneavoastră vă mișcați mai încet așa. Îmi place că bătrânețea la român vine cu o anume distinție. Cum să-i spui președintele? Că interlocutorul îi zice că e bătrân. Și diplomatul din mine îl trage de mânecă pe interpretul din mine și eu încep să spun, știți, intrând în vârsta a treia, care are noblețea ei manifestată în atitudinea dumneavoastră, știți cum e, președintele este un om inteligent la nivelul acela și se întoarce spre mine și îmi spune, Viorel, chiar m-a făcut ramolit? Nu l-a făcut ramolit, știți? Iar interpretul, din nou, e bine să fie onest. E bine să fie onest. Dar așa s-a întâmplat, vă mărturisesc. Eu m-am înroșit și cu asta gata, am sperat, m-am rugat la bunul Dumnezeu să continue conversația în alți termeni traductibili. Ceea ce, din fericire, s-a întâmplat.
Aici nu era vorba de proverb, înțeleg. Aș vrea să nu vorbim foarte mult numai despre China, pentru că nici n-am intrat în subiectul Japonia, care mi-e împăratul. Așa, nu mi-a zis un proverb chinezesc și care ar fi fost, vă las să vă gândiți până la sfârșitul podcastului care ar fi acel proverb, dar să mi-l și traduceți, că altfel o să ne bântuie. Trecând la Japonia, o țară pe care eu o iubesc și unde cred că aș putea locui un timp, poate nu toată viața, am această mare curiozitate dacă l-ați întâlnit pe împăratul Japoniei și dacă da, în ce context și cum decurge această întâlnire foarte, foarte formală și cu un protocol extrem de strict. Ce mai au în comun interpreții cu diplomații, văd, este acest stres fantastic de a nu face un faux pas, de a nu comite vreo eroare, nu numai de vorbire sau de conținut, ci de protocol, în sensul că nuanțele sunt atât de subtile și de stricte că trebuie să fii foarte atent și atunci concentrarea pe care o pui în interpretare se extinde și asupra comportamentului, până și felul în care pășești sau în felul în care privești contează foarte mult în comunicare, pentru că, de fapt, suntem comunicatori și comunicarea e cel mai important lucru într-o negociere, mai ales. Deci, revenind, l-ați întâlnit pe împăratul Japoniei? Da, și mărturisesc că a fost de fiecare dată o experiență deosebită. L-am întâlnit în perioada când eram adjunct al șefului misiunii, ministru consilier la Tokyo, în anii 92-96. Anual se organiza de către familia imperială un garden party în grădina unuia dintre palatele care aparțin familiei imperiale, sau mai târziu, în calitate de ambasador al Uniunii Europene, după 2014 până în 2018, când am avut privilegiul să însoțesc pe liderii europeni, indiferent că a fost vorba de, au fost două echipe de lideri europeni, președința ai Consiliului European și ai Comisiei, cu care am fost la diferite momente, începând de la Barroso, Tusk, Jean-Claude Juncker, fiecare au fost primiți de către împăratul și împărăteasa, până la momentele în care, sigur, am avut experiența mea individuală. Scrisorile de acreditare ca ambasador al Uniunii Europene la Tokyo le-am prezentat împăratului Akihito în noiembrie 2014, iar la încheierea misiunii mele în vara anului 2018, de asemenea am avut ocazia de a spune la revedere majestății sale și împărăteasa Michiko și la vremea aceea prințul moștenitor Naruhito, actualul împărat, a oferit o masă pentru mine și soție și încă două perechi de ambasadori care își încheiau misiunea. Ce pot să vă spun? Realmente a fost întotdeauna un exemplu de personalitate istorică. Și știți, astea sunt cuvinte foarte generoase, dar generale. Vă spun de ce. De exemplu, primindu-l pe Jean-Claude Juncker, după unul din summiturile Uniunii Europeană în Japonia, președintele Comisiei fusese acolo ca interlocutor direct al primului ministru Abe, împăratul, era și împărăteasa, i-a spus, știți, mi-aduc aminte, tocmai pentru că în acești ani am văzut că se organizează în Europa comemorarea unor momente deosebite, era vorba de comemorarea primului război mondial. Și spune, am fost foarte onorat să fiu invitat alături de președintele Statelor Unite, președintele Franței, cancelarul german, primul ministru britanic, un membru al familiei regale britanice. Fusese și împăratul Akihito acolo și ne povestea acum. Și exact în spiritul a ceea ce vă spuneam, meritul Uniunii Europene de a reconcilia continentul european, de a aduce pacea între foștii adversari care s-au confruntat. Împăratul spunea, e un exemplu pe care aș dori să-l învățăm și noi în Asia. Și noi am avut conflagrații, confruntări, dureri istorice. Reconcilierea rămâne încă un exercițiu necesar de actualitate, dar foarte sensibil. Și povestea el, la momentul acelei ceremonii comemorative despre primul război mondial, spune, era și președintele Reagan, Statele Unite.
și doamna Thatcher. Și zice, președintele Reagan a fost cel care a deschis ceremonia și a vorbit foarte frumos și la un moment dat s-a întors către un membru al familiei regale dintr-o altă țară europeană. O misiune, nu spun care. Și el a spus, uitați-vă la acest distins reprezentant al casei regale europene respective. Noi toți am citit despre primul război, am văzut filme, dar această persoană a fost acolo. Era un tânăr sergent, comanda un pluton și a participat la debarcarea din Normandia. Deși era membru al familiei imperiale, dar știți cum se întâmplă, foarte multe familii imperiale, regale, își trimit vlăstarele să servească în armată. Și acesta fusese acolo, debarcase pe plaja din Normandia. Fusese rănit în timpul operațiunilor de consolidare a pozițiilor primului desant în operațiunea respectivă. Și spune, suntem aici cu toții, capete încoronate, sigur, inclusiv împăratul japonez. Dar martorii istoriei, veteranii, sunt cei care știu ce preț de sânge s-a plătit pentru aceste conflagrații. Ei trebuie să ne spună ca noi, cei care avem pe umeri responsabilitatea deciziilor a gestionării conflictelor, cum să facem să evităm război. Și spune împăratul Akihito, atunci am simțit înțelepciunea voastră a europenilor și pe care și noi, asiatici, trebuie să o asimilăm, să o împrumutăm. Deci, cum să vă spun, în Japonia, prin natura Constituției, a aranjamentelor consecutive conflagrației din Asia, celui de-al doilea război mondial, familia imperială nu are merite directe în negocierile politice, nu are implicări și responsabilități. Este un simbol al Uniunii Naționale, împăratul este șeful statului, de aceea primește acreditările ambasadorilor străini. Dar nu se implică în viața politică. Însă, în momentul în care au existat anumite tensiuni, acum câțiva ani, în 2015, când se sărbătoreau 70 de ani de la încheierea războiului, și împăratul Akihito avea impresia că nu sunt la nivelul așteptărilor populației care dorea să vadă o reconciliere autentică între foștii adversari, între oamenii care suferiseră, indiferent că fuseseră agresori sau victime, a făcut un gest personal și a făcut o călătorie în Pacific, în zone, insule, alte țări, în care armata imperială, trupele imperiale din anii 40, făcuseră operațiuni extrem de dure, sângeroase, s-a dus acolo și a explicat cum istoria trebuie înțeleasă, a exprimat regretul pentru ceea ce se întâmplase în istorie, a făcut gesturi de o generozitate și de o semnificație extraordinară. Și vă spun sincer, eram cu soția la colț, la magazin, ieșisem după niște cumpărături, într-o vară, în Tokyo, și dintr-o dată am văzut că poliția a oprit circulația. În apropiere era clubul de tenis Tokyo și au venit două mașini. O limuzină deschisă, fără acoperiș, știți? Și în urma ei încă o mașină de escort. În prima mașină, cu stegulețul imperial, era împăratul Akihito și împărăteasa Michiko. Împăratul era în picioare, în mașină deschisă, fără niciun fel de protecție și, vă spuneam că era la colțul străzii, semaforul a trecut pe roșu. Mașina imperială a oprit. Împăratul a început să facă cu mâna, oamenii din jur l-au salutat, au strigat Banzai, Wansui, în limba chineză. Banzai înseamnă 10.000 de ani, ceea ce înseamnă să trăiască. Da? Formula de omagiu pentru împărat. Împăratul a făcut cu mâna, i-a salutat pe toți, s-a întors la fiecare. Ce să vă spun? Nu protecție, nu zid de bodyguards de jur împrejur, dimpotrivă, spontan. Se schimbase semaforul, trecuse pe verde și oamenii făcuseră aproape zid în jurul mașinii și îl omagiau pe împărat. Da? Deci, o simpatie spontană, fără niciun fel de problem. Ce să vă spun? Când
Am prezentat scrisorile de acreditare Maestatea sa Akihito. M-a întrebat, domnul ambasador, e mai greu să fii ambasadorul României într-o țară? Sau e mai greu să fii ambasadorul Uniunii Europene? Maestate, e prima mea experiență ca ambasador al Uniunii Europene. Am fost șef de departament într-un serviciu european de relații internaționale la Bruxelles și ca ambasador român ai numai grijă a relațiilor bilaterale. Da? Ce facem noi, cum dezvoltăm exporturile, cum stimulăm studenții să meargă să studieze, să vină la noi, să vină la noi turiștii, să vină investitorii. Ca ambasador european, la vremea aceea, aveam 28 de state în spate care așteptau să vadă ce poate să facă Uniunea Europeană, cum să-i ajute pe toți. Și nu vă spun, Maestatea sa îmi spune, aveți un mare avantaj, că noi avem relații tradiționale cu toate statele europene. Deci, despre oricine ați vorbi ca ambasador european, aici veți găsi deschidere. Și asta a fost, cum să spun, meritul acelei misiuni. Pentru că atunci când am ajuns ca ambasador în român, în Coreea, eram al treilea ambasador după deschiderea relațiilor diplomatice și ambasade în 1990. Eu am ajuns în 2000, 10 ani mai târziu, al treilea ambasador. Încă primeam corespondență pe adresa ambasadei cu Republica Socialistă România. Când sunam la Ministerul de Externe să cer o întrevedere la un adjunct de ministru, îmi spuneau, de unde sunați? Ambasada României. Ambasada Armeniei? Da. Știți? Deci, era un teren, trebuia să merg să le vorbesc studenților unde este România și așa mai departe. Deci, în anumite momente, e greu. În Asia, când mă duceam și spuneam sunt ambasadorul Uniunii Europene, îmi spuneau, care e subiectul? Știm despre asta atât? Ce ne mai ajutați să înțelegem mai bine? În sfârșit, în ce limbă ajutați-mă cu întrebări. În ce limbă comunicați cumpăratul? În engleză. În engleză. Da, dar dat fiind protocolul imperial, el vorbește limba engleză, a studiat la Universitatea Britanică, unde de altfel și-a cunoscut și soția, au jucat tenis împreună, deci Akihito și Michiko, împărăteasa Michiko, era de sorginte obișnuită, era un commoner. Da? Era un cetățean obișnuit. Și au fost parteneri de tenis, a fost o poveste de dragoste superbă și mi-amintesc că în anii când eram acolo la Tokyo, m-a invitat la un moment dat clubul presei străine, corespondenții străini, din care cunoșteam foarte mulți și m-au invitat la aniversarea clubului lor și au scos o revistă aniversară pentru luna respectivă. Avea un mensual, un lunar. Și pe copertă era fotografia cuplului imperial la vârsta de circa 30 de ani, dansând vals la deschiderea clubului corespondenților străini. Deci, cuplul imperial a onorat momentul deschiderii și pe copertă era fotografia acelui prim vals cu care au deschis recepția de inaugurare a clubului presei. Și când Maestatea sa, Michiko, împărăteasa, mi-a oferit mie și altor diplomați dejunul de rămas bun, am felicitat-o pentru că recent avusese loc sărbătorirea clubului presei și am spus deci acea fotografie pe care coperta respectivă ea nu o văzuse și am rugat clubul presei să-i trimită Maestății sale revista pentru că au fost un model de deschidere, de modernizare a societății și de refacere, aș spune, a unei anume ținute, da, a familiei imperiale în contemporaneitate. Deci ei se bucură încă de un anume prestigiu care, bineînțeles, a fost transmis și actualul împărat Naruhito. Și realmente, vă rog. Mă iertați, fac o mică paranteză. Aici este fascinantă povestea împărătesei pentru că în tinerețe fusese aproape logodită cu Yukio Mishima, care a considerat că până la urmă nu este potrivit pentru a se căsători și a avea copii și iată i-a dat voie împărătesei, viitoare împărătese să aibă acest destin. O femeie cu atât mai remarcabilă pentru că destinul ei ar fi fost legat de destinul unui mare scriitor dacă n-ar fi devenit împărăteasă. E fascinant ce-mi povestiți, îmi pare tare rău că nu mai avem suficient timp. O să vă mai întreb ceva legat de lucruri mai
simple de viața de zi cu zi, dincolo de activitatea dumneavoastră de ambasador. Cum v-ați adaptat la viața în Asia? Mă refer la chestiuni foarte practice și o să-mi iertați, eu sper, indiscreția de a vă întreba, după 30 de ani în Asia, mai puteți mânca sarmale sau bucate românești sau sunteți adeptul sushi-ului sau tăițeilor chinezești sau cum v-ați adaptat ca mod de viață? Ați trăit în Asia într-o oază de românitate în jurul ambasadei sau v-ați adaptat cu totul noi culturi? Este un lucru care mă interesează pentru că, în general, și vorbesc și din propria mea experiență de dezrădăcinată de două ori, este foarte grea adaptarea la o cultură. Eu nu am încercat să trăiesc în Asia, am încercat să trăiesc în Europa și tot mi-a fost greu și tot m-am simțit smulsă din rădăcini și negăsindu-mi locul, chiar dacă acasă, aici în România, e uneori foarte greu de trăit sau de dus. Asta legat de mâncare, dar nu numai de mâncare, și de activitatea de zi cu zi, de faptul că e o cultură foarte diferită, de limba pe care, chiar dacă o stăpâniți bine, rămâne o enigmă, de tot ce înseamnă a trăi într-o societate cu totul și cu totul diferită. Și mă gândesc și la momentul reîntoarcerii acasă, cât de greu v-a fost să vă readaptați în România, revenind după zeci de ani, România schimbându-se și ea foarte mult în timpul ăsta. Realmente, știți cum, pare paradoxal. Când eram departe, la Seul, Beijing, Tokyo, ne lipseau sarmalele. Norocul era că aveam în ambasadă colegi, atât în serviciu diplomatic, în serviciu administrativ, la biroul atașatului militar, care știau să gătească foarte bine, să mureze varză. Ce să vă spun? Lucruri care, sigur, în condițiile de acolo, nu întotdeauna erau ușor de procurat. Mi-amintesc că la un moment dat un coleg din ambasadă reușise să amenajeze pe acoperișul ambasadei la Tokyo o afumătoare, știți? Și toți eram fericiți că ei reușiseră să facă cârnăciori, să pregătească niște slănină, așteptam să se afume, venea Crăciunul. Încercam să trăim local niște tradiții. Bun, în Japonia, după cum știți și dumneavoastră, din vremurile în care toate clădirile erau din lemn, acum prea puține mai sunt din lemn, a rămas spaima de incendiu și vecinii care au văzut ridicându-se un fir de fum au anunțat pompierii și la niciun sfert de oră după declanșarea operațiunii secrete au fumătoarea, am avut două mașini de pompieri la poarta ambasadei cu sirenele în plin. Și, bineînțeles, s-a compromis momentul festiv. Deci, sarmale s-au mai făcut peste tot. Se reușea într-o anumită măsură, chiar și cu varză dulce. Dar paradoxul de care vă spuneam era că acolo ne lipseau sarmalele, cârnăciorii, slănina. Mi-amintesc că de un Crăciun, în 93, eram la Tokyo, tatăl meu a prins o delegație care pleca în Japonia la niște negocieri comerciale. Și unul din comercianții români a venit la mine: domnul Sticioaia, de la tatăl dumneavoastră aveți un pachet de anul nou. L-am desfăcut, era o bucată de slănină și două cepe roșii. Am împărțit cu colegii, respectivul care venise și el dotat, avea și o sticlă de pălincă. Ce să vă spun, a fost un festin. Aici mă bucur că, trecând prin atâtea, că m-ați întrebat și de limbile asiatice, soția a învățat un pic de coreană, fiica mea este perfectă vorbitoare de japoneză, eu de chineză, avem o diviziune a muncii internațională în familie și soția a învățat să gătească niște feluri chinezești, japoneze, coreene. Și din când în când mergem prin București la magazine, există nu departe de Mall-ul Promenada, un magazin corean, care are și produse japoneze și coreene, de toate felurile. Și, bineînțeles, majoritatea mall-urilor sau magazinelor mari au și zona de ingrediente asiatice, unde soția găsește tot ce-i trebuie. Așa încât, când nostalgia ne biruie, transformăm weekendul într-o
masă asiatică, cu de toate, ceea ce se poate. Sigur că sunt și restaurante coreene, japoneze și așa mai departe. Aș spune că există din când în când nevoia de a reveni la acea atmosferă, pentru că uneori fiecare masă a avut simbolistica ei, de fiecare dată, și o să regăsiți în carte. Sunt capitole întregi care vorbesc despre modul în care și prietenii chinezi și prietenii japonezi au încercat să ne introducă în universul culinar pentru că are o anumită semnificație. Știți, soția mea discuta cu o prietenă zilele trecute și prietena îi spune, și mie îmi place, și mie îmi place felul de mâncare respectiv, cum se urcă furnicile în copac. Urcatul furnicilor în copac, mai pașan, de fapt urcă muntele, cam așa se spune, este o mâncare cu tăiței din aceia sticloși, tăiței de orez, și cu carne tocat. Mai departe nu mă întrebați, că nu știu, dar dacă doriți, o chem pe soție, vede rețeta și face și un video cum se prepară. Și soția îi spune, prietenii dragă, pot să-ți dau rețeta. E foarte simplu. Se găsesc tăiții ăștia la Kaufland, carne tocată, cine n-are, câteva ingrediente și ai făcut ce-ți place. Nu, zice, eu nu știu să fac, dar comand la restaurant și știți cum e. Home delivery. Eu trimite acasă. Deci, tocmai pentru că doamna care i-a împărtășit soției rețeta, i-a mai spus câteva secrete și să știți, pe internet găsiți rețete cum se prepară. Dar întotdeauna mai e un mic secret. Ca și la sarmale, ca la plăcintele cu mere, știți bancul acela în care o mamă îi spune fiice, draga mea, îți dau rețeta secretă a familiei. De ce toți invitații noștri, prietenii tatălui tău, când vin, adoră plăcinta mea cu mere. Secretul e că o fac cu pere, dar nimeni nu observă. Gustul e special. Deci, întotdeauna e un secret. Înțeleg că acest urcat al furnicilor în copac este un fel de mâncare chinezesc. Chinezesc. Da. Bine, nu atât mâncarea în sine, ci experiența care stă în spatele produsului culinar, faptul că ați trăit acolo, faptul că aveți atâtea povești de spus. Ăsta era sensul întrebării mele. Ce anume din cultura respectivă v-a rămas și lucruri de care vă este dor acum la București? Sau invers, care a fost ceva cu care v-ați obișnuit greu în Asia? Vedeți, pornind de la filozofia mâncării, și e o chestiune care o folosesc și în lecțiile către studenții mei. E un grup de studenți la masteratul de relații internaționale de la Facultatea de Istorie București. Și povestea care l-o spuneam într-un anumit context pornește de la o mâncare chinezească, Buddha Sare Gard. Da? Fo Tiao Chan, Fo Tiao Chiang. Deci Buddha Sare Gard. De ce? Călugărul trăind în mănăstire, sigur, suferă o groază de restricții, de privațiuni, datorită dedicației sale și credințe. Dar o familie dintr-o locuință care era învecinată cu gardul mănăstirii, găteau această mâncare, care se fierbe foarte multe ore, presupune niște proceduri, carnea se pregătește într-un fel, după aceea se dă deoparte, se bagă la cuptor și așa mai departe. Este o succesiune de proceduri care consumă o duzină de ore. Dar de aici și câștigul în aromă, în gust, și în emanațiile, în efluviile care umplu zona. Și bineînțeles că lugărul săracul, dincolo cu rugăciunea și austeritatea lui, nu a rezistat tentației. Ce îmi spunea la un restaurant chinezesc aici, bucătarul chinez? Ca o mărturisire, pentru că și vorbeam direct. Îmi spune, domnul ambasador, tinerii mei discipoli, ucenicii mei, că fiecare bucătar are un asistent, doi care fac și ucenicia simultan, fură meseria. Îmi spunea, nu mai au răbdare. Când parcurgem meniul și trebuie să pregătim anumite lucruri, primul lucru care mă întreabă, cât durează asta? Că știți, consumatorii n-au răbdare, vor cât mai repede și așa mai departe. Cum să mă apuc eu de felul ăsta de mâncare să lucrez 12 ore la ei? Și bucătarul le spune, știți, încep de cu seară, stai toată noaptea, ai grijă, dimineața la prima oră l-ai gata, eventual spui clientului să-ți comande cu o zi înainte sau cu două și va avea un fel deosebit. Și bucătarul îmi spunea,
constat că mulți dintre ucenicii mei nu mai au răbdare. Nu mai există plecarea către a face ceva cu dedicare, cu efort, de a acumula și crește în timp. De ce oare? Sigur, și dumneavoastră puteți oferi un răspuns. Trepidația epocii, ritmul în care trăim. Cine mai stă să gătească 12 ore? Știți? Deci, e adevărat. Dar și în diplomație lucrurile astea trebuie lăsate să se coacă, să se maturizeze. Un argument, o susținere a un anume proiect, o discuție care are subtilitățile ei. Din păcate, toate astea cer răbdare. Cât mai avem acum? Deci, că mă întrebați de prima condiție a unui diplomat. Un bătrân diplomat care ne ținea niște cursuri aici la București, acum câteva decenii, ne spunea aveți o singură gură, dar două urechi. Deci avantajele trebuie să fie în favoarea urechii. Ascultați dublu decât vorbiți. Vorbiți mai puțin și fiți atenți la ce spune interlocutorul, aveți răbdare să înțelegeți și atunci răspunsul singurei dumneavoastră guri va fi foarte probabil mai adecvat. Dar ascultați mai mult. Deci, mie mi-a făcut mare plăcere să vă ascult, pentru că întrebările noastre au fost inspirate. Mulțumesc frumos, este exact invers. Mie îmi face mare plăcere să vă ascult, pentru că răspunsurile noastre sunt pline de miez. Și descoperă foarte puțin, de asta vă rog să mai veniți în podcastul Litera, să ne mai povestiți, pentru că de-abia am atins așa o brumă de informație despre ce înseamnă lumea asiatică. Nu mai avem timp acum, dar mai am două întrebări. Revin la proverbul chinez și poate îmi spuneți și o pățanie legată de el. Și ultima întrebare, după aceea, la sfârșit. Întrebarea clasică de sfârșit de cuvocetare. Deci, proverbul, care de fapt e o zicală foarte comună și o știți și dumneavoastră, este Yi Shi Er Miao, care înseamnă doi iepuri dintr-o lovitură. Da, în chineză este două păsări dintr-un foc. Și de ce spun asta? Pentru că, după cum știți, au fost foarte mulți demnitari români pasionați de vânătoare. Și la o convorbire cu niște prieteni în Asia, asiaticul a folosit această zicală și eu am tradus-o motamo, da? Deci, două păsări cu o piatră, că asta este. Yi Shi, o piatră. Er Miao, două păsări dintr-o lovitură cu o piatră. Și interlocutorul român a spus, nu vă dați seama, eu am armă de vânătoare, sunt vânător. Eu am pușcă cu două țevi. Deci, trag două focuri ca să omor o pasăre. Interlocutorul asiatic s-a uitat la mine, pentru că întotdeauna când survine o neînțelegere, cine e vinovat? Absolut, cum da. Cine? Interpretul, cum cine? Da. Interpretul care ori n-a înțeles, ori a tradus nepotrivit și așa mai departe. Vă rog să mă credeți, nu m-am simțit nemaipomenit de bine. Aici nu da. A funcționat metafora din proverbe, trebuia o traducere foarte, foarte ad litera. Ultima întrebare din discuția de astăzi este care este cea mai recentă carte pe care ați citit-o, pentru că vorbim despre cărți și despre editură și văd în spatele dumneavoastră o bibliotecă frumoasă cu multe volume, deși nu este Tokyo Tower în desen, este Turnul Eiffel. Da, pentru că mi-a plăcut de fiecare dată când am mers. La Tokyo Tower am trăit niște anișori în jurul lui, în timp ce la Tour Eiffel am ajuns mai rar. Și vă spun sincer, eram adjunct al șefului misiunii la Londra, am fost 3 ani acolo ca diplomat în ambasada României și aveam foarte multe probleme cu anumiți membri ai unor comunități minoritare românești care hălăduiau pe meleagurile de lângă Tamisa. Și mi-amintesc că venise unul care ceruse pașaport pentru copilul său. Deci, i se născuse un copilaj, unuia din cetățenii aceia, cam romi, așa, cam țigănuși, și vrea să vină acasă. Și mă cheamă consulul, eram atunci însărcinat cu afaceri, și îmi spune, Viorel, uite, e o neînțelegere aici. Cetățeanul acesta rom vrea să meargă acasă cu copilul nou născut, să-l ducă să-l vadă rudele de la București.
Da, și care e problema? Păi i-am făcut ieri pașaport cu tot ce trebuie, iar astăzi a venit cu copilul. Și? Păi nu seamănă. Deci în pașaportul de ieri era o poză, iar ăsta venise cu alt copil. Și cetățeanul rom ne explică, zice, dom'le, ai, mâncava și sărutava și ochișorii. Știi, ăsta e copilul soră-mii. Și am zis să-l duc pe el. Că și așa de mic, din pașaport nici nu se vede mare lucru. Ori cu ăla, ori cu ăsta, tot una, tot negru, tot cu ochișori, și substituise copilul pe același pașaport. Deci, uneori lucrurile acestea în diplomație sunt un pic mai complicate cu dragii noștri cetățeni, dar nu asta e important. Ceea ce vreau să vă spun este că pe undeva, uneori, mărturisirile noastre, așa cum se întrupează ele în cărți, și vorbeați de ceea ce am în spate, oscilează între ceea ce este mărturisirea celor trăite, cu speranța că vor fi înțelese, și cele care au ținut, știți, numai de trăirea personală cu vulnerabilitățile, sensibilitățile, slăbiciunile ei, pe care le avem cu toți. Da? În ultima carte pe care am citit-o, Robert Cooper, The Ambassadors, da? Deci Robert Cooper a fost diplomat în Ministerul de Externe la anii 90, când eram la Londra. Am plecat în 98 și am stat până în 2000 la misiunea noastră de acolo. Robert Cooper venise de la Berlin, fusese adjunctul șefului misiunii britanice la Berlin. Era foarte aproape de Tony Blair și a fost consilier de politică externă a lui Tony Blair, primul ministru britanic. Și era partizanul integrării europene, a Uniunii Europene. În 2011, în februarie, când am venit la Bruxelles, Robert Cooper, ca un senior, diplomat senior britanic, era consilierul doamnei Catherine Ashton, înaltul reprezentant pentru politica externă și de apărare a Uniunii Europene. Și am fost colegi un timp la Bruxelles. Ce m-a impresionat la el, el a ieșit în scurt timp după aceea, fiind senior, a ieșit la pensie. La despărțirea de noi, stafful care lucra cu doamna Ashton, ne-a făcut o mică prezentare în care, în versuri alese din clasicii poeziei britanice, engleze, nu britanice, din clasicii poeziei engleze, a descris diplomația. Deci, din Yeats, din alții, a ales, da, versuri care se potriveau perfect unei descrieri a profesiunii noastre. Cartea de care vă spuneam, The Ambassadors, începe cu diferite memorii, inclusiv Kissinger, dar, bineînțeles, parcurge o adevărată istorie a diplomației, în care el spune un singur lucru. Că, în ultima instanță, diplomația e făcută de oameni și are, din cauza asta, are toate însușirile pe care acești oameni le-au putut dedica, cele pe care n-au ajuns să le împlinească, și că înțelegerea a faptului că diplomația este parte a umanității, a ceea ce suntem noi înșine, ca cetățeni obișnuit, cu aspirații, cu eforturi, este cea mai bună cheie pentru a înțelege această profesie. E ceea ce am explicat și eu, într-o anumită măsură, încercând să încheg, știți, acest prim set de istorisiri cu miez. Sper ca ele să dea acest sentiment. Cu siguranță și mulțumesc frumos pentru această discuție frumoasă și pentru că ați acceptat invitația noastră și vă mai așteptăm oricând cu imboldul către cititor de a descoperi Asia și prin ochii unui ambasador, domnul Isticioaia Budura, excelența sa ambasador în Asia, în mai multe țări, un lucru rarisim și cu atât mai bogată această dezvăluire, această pătrundere în lumea din spatele reflectoarelor, într-o descoperire care arată cât de fină este această balanță între exact ceea ce spuneați, a fi pe scenă și a te ține de acest deziderat de a fi onest în limitele negocierilor diplomatice și în același timp de a-ți păstra propria identitate și de a spune cum ai văzut lucrurile prin ochii tăi. Mulțumesc frumos încă o dată, vă mai aștept la Cu Voce Tare, la revedere pe data viitoare. Sărut mine și mulțumesc și eu. Ați ascultat Cu Voce Tare, un podcast Litera cu Nadin Vlădescu și invitații săi.
Podcastul cu voce tare poate fi ascultat pe Spotify, SoundCloud, iTunes, Apple Podcast, Google Podcast, pe canalul de YouTube al editurii Litera și pe blog Litera.